60, în 1960, când a fost arestată și în familia mea deja exista o doamnă, pentru că părintele Boris Răduleanu, unul din cei care pe bună dreptate s-au remarcat pe Sfinții Închisorilor, era deja condamnat la ani doi de temniță. Doamna doctor are și avantajul că este medic psihiatru și în felul acesta de multe ori poate să aibă o viziune profesionistă din punct de vedere al analizei psihologice, al analizei de specialitate, a ceea ce înseamnă trauma de detenție, trauma pe care orice deținut, în special deținut politic, într-un regim totalitar, o resimte atât în timpul detenției, cât și ulterior. Anul trecut, domnia sa chiar ne-a oferit un interesant studiu personal cu privire la această traumă post-detenție și intenționăm ca în perioada următoare să evităm o fel de caiete ale zilelor rezistenței în care ceea ce toate comunicările ținute până acum de cei care au vorbit în edițiile, cele 10 ediții, să poată fi adunate